dragostei a dorit o schimbare deloc, dar nu pentru oricine, ci pentru Jador. Marata acum Mariana de la puterea dragostei a luat o decizie de dragul lui Jador, concurentul din casa iubirii. Curenta Mariana a decis să se tundă, să își facă un loc frești, de dragul lui Jador. Astfel, Mariana și-a făcut breton. Uite cum arată curenta de la puterea dragostei. Mesajul șocant postat de Mariana de la puterea dragostei pe net: Jador m-a desvirginat. Mariana de la puterea dragostei a postat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a pus pe gânduri pe susținătorii ei, dar și pe cei care îi susțineau. Mariana a postat pe social media mesajul: Jador m-a desvirginat, voi părăsi emisiunea, virgulă, însuțit de un emoticon speriat. Evident, urmăritorii emisiunii Puterea Dragostei au reacționat imediat la mesajul apărut pe rețelele de socializare. Se anunță un cuplu în casa Pete și o anunță Pancovești cu virgulă, asta chiar nu are toate zilele pe casă, virgulă, nu cred în virginitatea Marianei. Virgulă, eu mă întreb cu ce, că nu o sunțit nimic la el, virgulă, cred că e ca termincă. Un alt lucru pe care Mariana l-a făcut de dragul lui Jador este schimbarea numelui pe rețelele de socializare. Acum, nu se mai numește Mariana Sitarenco, ci Glor Dumitrache adevărat, virgulă, iar înainte se numea și Marian Dumitrache adevărat.